Vă invit respectuos să vă ridicați pentru câteva momente. Would you please stand for a few moments? Deschidem Sfânta Scriptură la Evanghelia după Matei, capitolul 28, versetele 19 și 20. Sfânta Evanghelie după Matei, capitolul 28, versetele 19 la 20. Cuvintele Domnului Iisus Hristos care răsună așa: Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. Amin. Vă invit respectos să vă reocupați locurile. Ca întotdeauna mulțumim Domnului pentru că suntem în casa Lui. Apoi, mulțumim Domnului în mod special pentru sărbătoarea din ziua de azi, pentru cei 17 tineri și pentru familiile lor. Încă o dată zicem, și biserica cred că va răspunde, încă o dată zicem, Dumnezeu să-i binecuvinteze. Faptul că acești tineri sunt îmbrăcați în haine albe și sunt pregătiți ca să intre în apa botezului este o dovadă a puterii lui Dumnezeu care lucrează și azi în inimile oamenilor. Faptul că ei sunt aici pentru noi reprezintă o minune. În ultimii ani, înțelegând mai bine cu ce și cât de mult se confruntă tânăra generație în America, cu lumea, cu poftele, cu ispitele, cu păcatul, înțelegând lucrul acesta mai mult, apreciez și mulțumesc lui Dumnezeu pentru fiecare tânăr pe care îl văd în biserică, în primul rând. Dacă vezi un tânăr în biserică, nu te uita în primul rând cum arată el. Dacă îl vezi în biserică, e o minune, un har de la Dumnezeu. Apoi, dacă îl vezi îmbrăcat în haine albe, într-o zi specială, la botez, e o și mai mare minune. E o dovadă că Dumnezeu lucrează în inima și în mintea omului. Pentru că și diavolul și lumea în zilele noastre se luptă mai mult ca oricând pentru mintea și inima omului. De multe ori am gândit poate simplist și am zis: dar ce ușor pentru tinerii din zilele noastre, că ei n-au probleme. Ei au de toate, părinții le cumpără de toate. They don't lack anything, nu duc lipsă de nimic. They have everything they want. They have food, they have clothes, they have shelter. Everything is provided for them by their parents. Părinții se ocupă de toate nevoile lor și poți să gândești foarte simplu și să zici: copiii ăștia n-au probleme, tânăra generație nu are probleme. Dar nu e adevărat. Nu este adevărat. Dacă stai de vorbă cu fiecare tânăr, începând cu vârsta de 8, 9, 10, 11 ani, încep luptele. The spiritual fight starts at a very early age with a phone, with the iPad, with the social media, with the friends, with the school, with the society, with the influences from the outside. Lupta asta începe la o vârstă foarte timpurie. Și ca și părinte te uiți la copil și zici: Dar ce-ți trebuie? Ce nevoi ai și nu sunt satisfăcute? Ce probleme poți ai tu, copile?
Dar dacă stai de vorbă cu tinerii și copiii și își deschid inima, poți să înțelegi că luptele lor sunt reale. Ispitele lor sunt mari. Luptele lor sunt mai multe decât au fost ale noastre. Că sunt mai multe surse, sunt mai multe canale prin care diavolul și lumea are acces la inima și mintea lor. Și sunt otrăviți 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână. Și dacă vin de 3 ori pe săptămână la biserică, odată la repetiție și la 2 slujbe, sau poate la 3 slujbe, sau poate numai la o slujbă, dacă ascult o cântare, rostesc o rugăciune, ascult un mesaj, e foarte puțin în comparație cu timpul pe care îl petrec afară, timp în care sunt în continuu contact cu alții. Acum omul nu mai e singur aproape niciodată, în continuu e în contact cu cineva. În continuu omul e cu telefonul în mână, vorbește cu cineva, comunică cu cineva, trimite un text, urmărește un post, cineva îi spune ceva, cineva îi face o reclamă, cineva vrea să vorbească cu el. Omul nu mai e singur, e bombardat în continuu. Și dacă tinerii trec de vârsta 11, 12, 13, 14, 15, 16 ani, trec și scapă de anii aceia grei, care sunt grei, și toți au luptele lor, vă spun, pentru că și cei mai cuminți tineri, cei mai cuminți copii, sau cei care credeți dumneavoastră că sunt cei mai cuminți copii, au luptele lor ascunse acasă, în inima lor, la școală, cu prietenii. Au lupte extraordinare. Dacă n-ar fi puterea și dragostea Domnului Iisus Hristos, care să-i atragă și care să-i țină, ei n-ar fi aici. This is a true miracle. E o adevărată minune faptul că într-o astfel de lume, care nu îndeamnă oamenii înspre Dumnezeu, ci atrage în orice altă parte, totuși mai sunt persoane care răspund mesajului Evangheliei. Binecuvântat să fie Domnul pentru harul acesta. În această dimineață aș dori să împărtășesc cu dumneavoastră și cu ei un mesaj pe care l-am intitulat Botezul, un legământ de loialitate. Deși că în primul rând botezul este un legământ al credinței. În primul rând, botezul este un legământ al credinței, dar despre aceasta se vorbește de fiecare dată și la asta ne gândim de fiecare dată când ne gândim la botez. Este un legământ al credinței. Dar aș dori să abordez botezul și din perspectiva aceasta, ca un legământ de loialitate. Asta este botezul. În momentul în care faci o declarație publică, tu declari loialitate, te legi de cineva, de ceva, te asociezi de cineva, de ceva. Lucrul acesta se întâmplă în armată. Câți ați fost în armată, a trebuit să depunem jurământul. Loialitate față de țară, față de steag, față de președinte, față de superior și așa mai departe. În căsătorie, legământul se face public. Se rostește un da. Legământul de căsătorie este un legământ al iubirii. Noi îl numim un legământ al iubirii, dar el este un legământ de loialitate, în care cei doi se leagă în mod exclusiv unul față de celălalt.
în profesiile importante, în medicină, polițiștii, politicieni în funcții importante trebuie să depună un jurământ, un legământ ca să-și arate loialitate față de instituție, față de țară, față de guvern, față de lege. Țara aceasta a fost constituită pe bază de loialitate. Și dacă țineți minte, termenii care sunt vehiculați în continuu, God, family and country. God, family and country. Loyalty to God, loyalty to family and loyalty to country. Așa a fost construită această țară. Și zic, Dumnezeu să binecuvânteze America. God bless the good old USA. Și mulțumim Domnului care a ascultat rugăciunea milioanelor de credincioși care au înălțat rugăciuni și mijlociri către Dumnezeu. Și să rămână America cum a fost. Noi nu vrem o nouă America. Au venit alții și au zis că vor să schimbe fundamental America. Noi zicem no, please don't. Don't fundamentally change America, don't. America is good. Keep it the way it is. God, family and country. May God bless this church and this country. Are de-a face cu loialitate. Acum, cum se aliniază loialitatea noastră la botez? When we get baptized, we declare loyalty. To what? And I will mention three things this morning. O să menționez trei lucruri față de care noi declarăm loialitate în ziua botezului. Primul, loialitate față de Mântuitorul și Domnul nostru Iisus Hristos. Asta declarăm noi în ziua botezului. Noi nu numai credem în El, nu numai îl credem pe El, adică nu numai credem ce spune El, ci noi declarăm că vom fi loiali Lui, că îl iubim pe El și că vom sluji Lui toată viața. Vom fi loiali Lui Hristos toată viața. Înainte de toate și mai presus de orice, botezul este o declarație de loialitate față de Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Lui vrem să-i slujim, pe El vrem să-l iubim. Acest legământ ne leagă de Hristos și de jertfa Lui. Ne ajută să împlinim ceea ce Domnul Hristos menționa citând legea veche din Marcu 12 cu 30. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu tot cugetul tău și cu toată puterea ta. Iată porunca din tâi. Love and loyalty to Christ, to Jesus, before and above anything else in this world. Da, ne iubim părinții, da, ne iubim liderii, da, știu eu, iubim alte lucruri, o să vă iubiți soțul sau soția, dar mai mult și mai presus de orice, trebuie să-L iubim pe Hristos. Noi la botez declarăm loialitate față de El pentru că El ne-a făcut cel mai mult și cel mai mare bine. În ziua în care ne-a mântuit, ne-a șters păcatele, și ne-a scris numele în cartea vieții. El este singurul care poate să ofere mântuire, pace și liniște pentru sufletul omului. Când vezi ce frământată-i lumea, ce tulburată-i lumea, ce neliniștită-i lumea, mai ales acum cei care au pierdut în alegerile acestea, eu cred că oamenii n-au nevoie de alt lider, oamenii au nevoie de Hristos mai mult decât orice. Pentru că oamenii care îl au pe Hristos cu adevărat, au iertare, au pace, au liniște,
așa cum s-a menționat și dimineață, că pot să adorm în pace când merg la culcare. Am liniște de plină pentru că îl cunosc pe El, îl iubesc pe El și știu că El mă iubește pe mine. Binecuvântat să fie numele Lui. În primul rând suntem loiali față de El. Domnul Hristos spune în Luca 16:13, nici o slugă nu poate sluji la doi stăpâni. Nu poți să fii loial față de doi stăpâni. Ori îl iubești pe unul, you either love one and hate the other, or you love one more than the other. You can't have two masters. You can only have one. And that one is Jesus. Nu putem să fim loiali la doi stăpâni, numai la unul. Și acel unul este Hristos. Creștinismul este în primul rând o relație. În primul rând este o relație între cel mântuit și cel care l-a mântuit, adică Hristos. De aceea depășește orice graniță a oricărei religii de pe fața pământului. Pentru că noi credem într-o relație vie între om și Dumnezeu, relație curată și sfântă, și această relație este prin cuvânt și prin Duhul Sfânt. Dumnezeu să vă ajute. May God help each and every one of you and us. Mesajul acesta nu-i doar pentru ei, e pentru noi, fraților. Noi trebuie să manifestăm loialitate față de Hristos în primul rând. Domnul să ne ajute. Apoi, în al doilea rând, loialitate față de Sfânta Scriptură, față de Cuvântul lui Dumnezeu. Loialitate față de Cuvântul scris. Omul care se botează declară respect față de Biblie. Domnul Hristos, stând de vorbă cu liderii evrei, le spune în Ioan 5:39, cercetați Scripturile. E o afirmație a Domnului, e și un imperativ, dar e și o afirmație. Voi cercetați Scripturile, de ce le cercetați? Pentru că socotiți că în ele aveți sau găsiți viața veșnică. Și tocmai ele mărturisesc despre mine, spunea Hristos Domnul. Noi declarăm loialitate față de Scriptură, spunând că nu este altă carte după care ne ghidăm noi viața și ne orientăm viața decât Sfânta Scriptură. Sfânta Scriptură este cartea cărților, adică prima carte dintre cărți, adică cea mai superioară dintre cărți, adică acea carte care răspunde nevoilor celor mai mari și celor mai profunde ale omului. Nu este nicio carte în lumea asta care să răspundă la cele mai mari și cele mai profunde nevoi ale sufletului omului, cum este Scriptura. Noi am ajuns să-L cunoaștem pe Dumnezeu prin Scriptură. Am ajuns la botez prin Scriptură și vom continua să slujim Domnului după cum ne învață Scriptura. Evanghelia după Ioan 14:15, Hristos Domnul spune, dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Dar unde sunt poruncile Lui? Cum găsim? De unde găsim poruncile Lui? Poruncile Lui sunt în Scriptură. Dacă îl iubim pe El, vom păzi cuvântul Lui. Loialitate față de acest cuvânt. Suntem responsabili față de acest cuvânt. Îmi pare așa de rău că în ultimii ani unii consideră cunoașterea și împlinirea Scripturii legalism. Legalism. Că sună bine în favoarea celor care nu sunt interesați în ce spune Scriptura. Dar Evanghelia conține vestea bună. Conține setul de valori după care trebuie să ne aranjăm, să ne organizăm viața și ne arată obligația noastră față de acest cuvânt.
a studia Scriptura, a citi Scriptura, a împlini Scriptura nu înseamnă legalism, ci înseamnă loialitate față de Dumnezeu și față de cuvântul care este scris, înseamnă ascultare, înseamnă iubire. Cum arătăm noi că îl iubim pe Dumnezeu? Hristos spune, dacă mă iubiți, ce veți face? Veți păzi poruncile mele. Împlinirea cuvântului e rezultatul iubirii și ascultării de Dumnezeu. Ascultați-mă, tineri, this is for you and it's for all of us. Anytime we need to decide something, we need to ask, what does the scripture say? This is the most important. In the end, we as humans, it doesn't matter who we are, we come and we go. We're not here for a long time. But the word stays. Cuvântul acesta a rămas în picioare. După mii de ani, cuvântul lui Dumnezeu a rămas în picioare și a rămas valabil și a rămas adevărat. Și Hristos Domnul spune că cerul și pământul va trece, dar cuvântul lui rămâne. So anytime we need to do something or we need to decide something, we need to say, what does the Bible say? I don't know what social media says. I don't know what the friends, your friends say. I don't know what society says. It doesn't matter. It doesn't matter what other people say. It matters what God says and what the Word says. Unii consideră citirea și împlinirea Scripturii o religie. Și tot în ultimii ani s-a promovat ideea că creștinismul nu-i religie, ci relație. Un adevăr rostit pe jumătate. Că e adevărat, creștinismul e mai mult, corect e, creștinismul e mai mult decât o religie. E fals să spui că creștinismul nu-i religie. Dar ce e creștinismul? E partid politic? Ce e? Ce e creștinismul dacă nu-i religie? Islamul e religie? Budismul e religie? Creștinismul e religie, yes. Creștinismul este o religie. Dar creștinismul e mai mult decât o religie, pentru că în centru creștinismului este o persoană, persoana Domnului Hristos, care are relație intimă cu credinciosul, cu cel care îl slujește. Binecuvântat să fie Domnul nostru. Deci poate că sună bine când auzi pe cineva, creștinismul nu-i religie. Creștinismul este religie, dar e mai mult decât religie. De ce este religie? Pentru că are o carte după care se orientează. De ce e religie? Pentru că are un set de valori. Și unii zic, nu ne mai interesează, nu mai contează ce scrie, nu mai contează ce se predică, ce important e să ai relație cu Hristos, în rest nu mai important nimic. Păi cum să ai relație cu Hristos dacă nu știi și nu-L cunoști pe Dumnezeu cu adevărat? Că pe Dumnezeu, în primul rând, îl cunoști și ți se descoperă și mi se descoperă prin Scriptură. Deci atenție mare, citiți cuvântul. Studiați cuvântul, meditați asupra cuvântului, nu vă depărtați de cuvânt. Să rămânem în cuvânt, să rămânem în Scriptură, pentru că în final Dumnezeu va judeca lumea după acest cuvânt. Roman 2:16, și faptul acesta se va vedea în ziua când, după Evanghelia mea, Dumnezeu va judeca prin Iisus Hristos lucrurile ascunse ale oamenilor. Vine vremea când Dumnezeu, după această Evanghelie, va judeca oamenii și lumea. Așa că nu dați atenție, don't pay attention to the trend of this world, which is trying to throw in the garbage can the values promoted by the scripture. Yes, the scripture is old, but it's also the newest book on earth, because it's the only book that answers today to the problems that people face today.
E carte veche, dar e cea mai nouă carte. Pentru că îți răspunde astăzi ție și mie la întrebările pe care le am, la frământările pe care le am, la luptele pe care le am. Să fim loiali față de Scriptură, frați și surori, cu popora lui Dumnezeu, biserica Domnului Hristos, să fim loiali față de Scriptură, față de cuvântul scris, că prin acest cuvânt a ajuns Evanghelia la noi și prin acest cuvânt suntem mântuiți. Și apoi, în al treilea rând, deci în primul rând, loialitate față de persoana Domnului Hristos. Mai mult decât orice, nu trebuie să fii așa de loial față de păstori, față de lideri, față de organizații, dar trebuie să fii foarte loial față de Domnul Hristos. Apoi să fii loial și să fii loial față de Scriptură. Și în al treilea rând să fii loial față de biserică. Să fiu loial față de biserica unde particip, unde slujesc. Și mă refer la biserica locală. Când intri în apa botezului, prin legământul depus devii oficial și public parte din biserica lui Hristos, parte din trupul lui Hristos, a celor mântuiți. Noi trebuie să fim loiali bisericii, pentru că Hristos își zidește biserica lui. Matei 16:18. Tu ești Petru, îi spunea Domnului Petru, tu ești Petrus, Petros, și pe această piatră, Petra, adică pe afirmația rostită de Petru, care e piatra și temelia care stă la baza bisericii, piatra asta ești tu, ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu. Asta este piatra rostită de Petru și pe această piatră este zidită biserica Domnului Iisus Hristos. Biserica nu este zidită nici pe Sfântul Petru, nici pe Sfântul Papă. Biserica este zidită pe această piatră, adică pe care piatră? Iisus Hristos, Fiul Dumnezeului Celui Viu. Asta e piatra care stă la temelia bisericii și pe această piatră este zidită biserica Domnului Iisus Hristos. Și pentru că El o zidește, uitați ce spune Domnul Hristos, pe această piatră voi zidi biserica mea și porțile locuinței morților nu o vor birui, pentru că o zidește Hristos. Să fim loiali față de biserică. Nu poți să fii membru în două biserici, în trei biserici. Nu poți să participi la o biserică și să faci reclamă la altă biserică, pe social media sau în altă parte. Trebuie să fii loial față de biserica unde slujești, unde participi. E ceva normal, dar lucrul acesta este și curat și biblic. Trebuie să iubiți această biserică pe care o vedeți. Unii spun, eu fac parte din Biserica Universală. Foarte bine. Noi toți trebuie să facem parte din Biserica Universală. Biserica Universală fiind copiii Domnului, din toate timpurile, în toate zonele geografice, din toate țările, până când vine Domnul, asta e Biserica Universală. Toți credincioșii, toți mântuiții Domnului. Și noi suntem parte din acea biserică. Dar tu vezi biserica aia. Eu nu văd biserica aia, nu o văd. Eu, pe care biserică o văd? Pe care biserică vezi tu când vii la biserică? Care biserică o vezi? Asta o vezi. Asta e biserica pe care o vezi. Unii zic, eu iubesc Biserica Universală. Yes, very good. Să iubești Biserica Universală, dar trebuie să iubești biserica asta. E un principiu biblic. Ioan 1:4:20. Căci cine nu iubește pe fratele său pe care îl vede, cum poate să iubească pe Dumnezeu pe care nu îl vede? Îi iubim pe cei pe care nu-i cunoaștem, pe cei care sunt departe și nu iubim pe cei care sunt aici. Dacă îl iubim pe fratele pe care îl vedem, îl iubim pe Dumnezeu pe care nu îl vedem. Biserica pe care o vedem e biserica asta. Față de biserica asta, noi trebuie să fim loiali, adică trebuie să fim credincioși. Acolo participăm, pentru biserica asta mă rog, pentru biserica asta plâng, la biserica asta dăruiesc, aici particip, aici slujesc, în biserica asta îmi desfășor activitatea.
Știu că în ultimii ani loialitatea e la pământ în generația asta care urmează acum. Am citit și am înțeles că the most loyal generation in the last 100 years was the generation of the First World War. That was the most loyal generation. The generation of Second World War was also a loyal generation, but not as loyal as the first generation, as the generation of the 30s. The generation of the 40s and the 50s was loyal, but not as loyal. But now, every generation, people become less loyal. Cu fiecare generație, oamenii devin mai puțin loiali. Pentru că oamenii devin loiali numai față de ei, față de ei înșiși, se gândesc la ei doar. Sunt așa de egoiști și individualiști că nu se mai gândesc la altceva și nu pot să fie loial față de altceva, numai față de ei, el și casa lui. Dar Biblia ne învață că trebuie să fim loiali și față de frații noștri și față de Biserica Domnului Hristos. Loial față de Hristos Domnul, loial față de cuvânt și loial față de biserică. Generația asta care vine, să nu-și piardă loialitatea. Don't be that generation that's not loyal to anything or anybody, that don't care about the church. Every time you don't come to church, you vote for shutting doors, the doors of the church. Every time you don't come to church, you vote to shut down the doors of the church. Every time you don't pray for the church, you don't give for the church. You don't pay attention. You don't get involved. You're actually voting to shut down the church. Will you be loyal? Will we be loyal? O să rămânem noi loiali Domnului Hristos, cuvântului scris și bisericii? Nu neglija biserica. Nu neglija cina Domnului. Nu disprețui biserica. Nu vorbi de rău biserica. Slujește Domnului și bisericii. Pentru că biserica, mai mult decât a noastră, este a Domnului Hristos. Și mai mult decât a noastră, ăștia mai în vârstă, e a voastră. Dacă Domnul nu vine, voi vă veți bucura mai mult de biserica asta decât noi, că la noi ne-au rămas mai puțini ani. We have a few years left. This is your church more than it's our church. Because my generation is moving towards the end. Your generation, it's coming. So be loyal. Be loyal to the church. Be loyal to Christ. Love Him more than anything else. Tie your heart, your mind, your feelings, your future to Christ. Connect yourself to Him and with Him. Because that's going to be the most important thing you're doing in this life. Dacă îl vom iubi pe Dumnezeu mai mult ca orice, dacă vom prețui cuvântul lui Dumnezeu și dacă vom iubi biserica Lui, vom fi binecuvântați. Și vom dovedi că suntem oameni loiali și să rămânem așa. Domnul să ne binecuvinteze. Amin.